Un bărbat din județul Neamț a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat după ce pe rețelele de socializare a apărut o filmare cu un bărbat care taie porcul în ajun de flori. Intervenția polițiștilor a fost motivată de modul de chinuire și sacrificare a animalului. Imaginile apărute pe Facebook sunt cu un puternic impact emoțional, dar și de faptul că la toată scena au participat și minori. În urma apariției în spațiul public la data de 16 aprilie a unor imagini cu o posibilă infracțiune, compartimentul de relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț este abilitat să comunice următoarele. La data de 17 aprilie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. La data de 20 aprilie, persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat în vârstă de 40 de ani din Roman, a fost reținut de polițiști, au transmis reprezentanții IPJ Neamț. Cel mai probabil, bărbatul va fi liber pentru că nu poate fi prezentat în fața instanței pentru alte măsuri, întrucât pedeapsa pentru respectiva faptă este de la 3 luni la un an.